împotrivă? Vă rog frumos, trecem la următorul punct de Proiectul a căzut. Ca să înțelegeți despre ce e vorba. Proiectul a căzut. Vreau să vă spun un singur lucru. Poate că credeți că eu pot să viu mâine din nou cu proiectul ăsta. Omul stă de câteva luni de zile. Societatea asta stă de câteva luni de zile în așteptare la rugămintea noastră să putem achiziționa terenul. Ce vreau să vă spun? O minciună? Că de aia femeia asta toată lumea o bârfește. O minciună. Spune, de ce nu au făcut școala la timp? Băi, oameni buni, în anul când am stabilit că vom construi școală și grădiniță, aveam 7700 de metri și ne-am apucat de proiect. Tot în acel an a venit o ordonanță că nu mai permite să construim pe 40% din teren. E adevărat? Că nu mai permite. Și atunci am venit în Consiliul Local, băi, fraților, cade proiectul școală-grădiniță datorită faptului că nu ne mai permite cu 40% normativ. Și vine pe 25%. Și atunci am venit și ne-am explicat, bă, fraților, hai să vedem cum facem, să mai cumpărăm încă 5.000 de metri, să putem construi școală și grădiniță. Se putea construi școală primară în prima etapă. Eu vreau să vă văd pe voi, de pe băiatul ăla frumos, că l-ai un băiat deștept. Eu pe ăla l-aș pune secretarul la primărie. Omul are multă minte. Care nu vine la ședință. Ăla le știe și dacă nu e la ședință. Știe tot. Vreau să vă văd când o să faceți echipă, voi este o seriște cu doamna asta, care a primit casă de saș în Cizădioara și o vândut casa, tat, bărbatul, s-o vândut casa pe Măgurii, că ai lucru moralist, tati. Deci trebuie să le deschid pe să le spui adevărul ăsta. Vreau să mă văd în campanie electorală în fața la oamenii ăștia că veniți. Este incredibil ce fac. Păi să vă spun pe nume, mă, că sunteți nu cu slabă. Bine, doamne, am impresia că... Ați văzut casa pe Mărgurii, dumneata, ai văzut casa pe bărbatul Mărgurii. Da, este instanță, la instanță, nu aici. Că dumneavoastră vreți să monopolizați cu ideile dumneavoastră. Nu, toată ședința. Păi numai dumneavoastră vorbiți, doamnă. Păi de un jumătate de oră, dar ce facem mai? Păi, doamnă, dumneavoastră vreți să faceți circul ce faceți în Parlament? Aici nu ține. Cât vor fi o președinte, doamna, înțeles? Aici nu vreau circ cum ce faceți dumneavoastră în Parlamentul României. Aici? Vreau să vă fac un buletin aici. Trecem, gata, am terminat, trecem la proiectul numărul 9.